de oi, de descântec, de subcântec. Care să vină, care să pună, care să facă. Uite așa să se ardă toată zestrea ta, cum arde frunza asta. Ia dați-mi să trag o carte, să vedem. Pentru cine vrei? Pentru cine câștigă? Mire și Mireas. Nu, Andreea și Bursuc. Să rămână măicuță, bine ai venit. Să-ți trească copiii, nepoții, familia ce iubești. Regina Maria. Aolo, să dea Dumnezeu să piardă. Haide, cu cântece, fără descântece, cu cântece, care ai luat piatra, care ai dat-o la... Îmi dați coronițele voastre, că e rușine! E rușine să le purtați a doua oară! Dacă vrei ca să-ți faci viața, nu câștig Andreea Manta. Și acum sunt păcut că câștigă doar Bursuc. Când cânti tu, Adriane, răsare și soarele e adevărul. Și când vii cu inimioara, afară s-oprește ploaia. Mantea, te lucrezi psihic acum. O să fac o vrajă și ai să pierzi nunta asta. Așa cum deja știți, în fiecare săptămână, începând de acum, când spunem Start Vot, vă puteți vota mirii favoriți trimițând SMS-urile voastre la numărul afișat pe ecran timp de 6 zile până vineri 4 august ora 24, când va fi Stop Vot pentru emisiunea din această seară. La finalul sezonului, mirii câștigători vor pleca într-o vacanță de 5 stele all-inclusive în Riviera Mexicană Maya, premiu oferit de Holiday Plus. Această săptămână se strigă darul Rămâne în București pentru o nuntă cu care rar te întâlnești. Uite că ne-a ieșit și rima. Nu intrăm în alte detalii despre capitală pentru că avem multe de aflat și de văzut. V-am spus deja că avem parte de ceva special astăzi și pentru început dăm întâietate bunicii Mirelui. Nimeni alta decât Maria Câmpina, cunoscută pentru calitățile ei mai deosebite, se pare. Chiar dacă e din partea Mirelui, Andreea Mantea nu rezistă tentației și vrea să o cunoască înaintea lui Bursucu. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Îmi pare bine să vă cunosc! Bine ați venit! Mă poftiți în palat? Poftiți, da? Poftiți, intru? Wow! Să ne așezăm, vai de mine ce scaune. Dumneavoastră v-ați născut cu harul ăsta? Să vă spun, harul ăsta se moștenește. Se moștenește. Din bunici, în mami, până ajunge la noi. Așa și o moștenesc și așa și o dăruiesc la fetele mele. Mama mea, măsa era din rădăcina Indiei, indiană. Mama a murit la 105 ani. Eu mergeam cu ea noaptea la descântece de noapte, când era cum ar fi sânziene care lucrăm noaptea, dar noi făceam cu magia albă numai bine. Așa lucra mama mea. Cum se căsătoresc? Cum se aleg fetele sau băieții? Sau cum se stabilește? Cum se stabilește? La noi, în tradiția noastră, nu avea voie să vorbească fete cu băieți așa oriunde. Nu avea permisiunea asta. Părinții le fixau, le vedeau cine are fată de măritat, cine are băiat de însurat și părinții vorbeau. Dar nu-i dădea voie la fete să vorbească cu băieți păfuriși până le căsătorea de pleca mireasă cu ele. Păi și cum se cunoșteau? Dacă la noi nu exista să fie cinstită la nuntă, nu stătea cu ea... Adică fată mare? Dacă nu era fată mare, cinstită. Dar mai sunt și astfel de căsătorii care sunt aranjate, când ei nu se văd deloc. Da. Cum ajung să se iubească? Foarte bine. Uite așa vorbim părinții, facem nuntă mare, le îmbrăcăm mire și mireasă, se împrietenește unul cu altul. Când? În ziua nunții? Fărâm. Și în ziua nunții și mai înainte. Mergem întâi la părinții fetii, îi facem logondă, vorbim cu ele, ne îmbrăcăm frumos și după asta a dat drumul la nuntă. Și când a plecat cu ea mireasă, s-a împrietenit cu ea acasă. Dacă soțul se duce cu alta, ea are voie să divorțeze? Să spun ceva, dacă soțul se duce cu alta și-a cânliește în cap,
și face prea rele și nu se mai înțelege cu ea și vrea să o lasă, atunci se face la noi stabul, îndauna, în tradiția noastră așa se face. Ca un fel stabul, de judecată. Judecată se face la noi, se adună și de la părinții ei și de la părinții lor mai multe persoane, el trebuie să plătească daune la această fată care pentru o lasă. Pentru că i-a stricat onoarea. E corect. Nu mai ia nimeni. I-a stricat onoarea, i-a stricat soarta, viitorul și el își face de cap, trebuie să plătească ce? Cât bagă judecătorii. Să cere și aur, să cere și bani, pentru că la noi, din moștenirea noastră a romilor, a fost moștenire aurul, care a fost de când s-a înălțat lumea de aur, era pe piață să vindea ca bani. Cumpărai pâine, cumpărai ce vrei pe aur. Și astea sunt cărțile vechi, de sute de ani, de când trăia mama, uitați-le, vechi, vechi, care i-am prezis eredii Ceaușescu moartea când a murit. Și ați văzut în cărți? Eu le-am văzut în cărțile astea cu două luni înainte până în Revoluție. Că îi dădeam în cărți mereu, că mă chema. Ea n-a crezut și mi-a spus, s-a supărat pe mine. S-a supărat. Cum să cadă mie cartea așa acum? Doamna Elena, nu e vina mea. Dumneata e tras cartea cu mâna și îți dă de veste, să zici mersi, să-ți dea de veste, să poți să te pui în temă de acum. Ia dați-mi să trag o carte, să vedem. Pentru cine vrei? Pentru cine câștigă? Pe Mire și Mireas. Nu, Andreea și Bursucu. Ia trage carte. Ia să te văd, Bursucu. Îi spun la Andreea, Manta, cine câștigă? Uite, vezi că e bărbat, uite. De ce îl câștigă? Păi dacă nici nu mai... cartea. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Andreea, mă știi că sunt Atena? Da. Te pup! Sunt soacra mare. Am venit că ți-am pregătit un cadou, o zestră, în primul rând de la soacra mare, ca să te îmbraci la nunta fiului meu. Dar știi că n-ai voie să mă ajuți pe mine, da? Da, tu trebuie să-l ajuți pe Bursucu. Eu știu, dar eu am pentru tine, pentru că ești femeie, noi femeile trebuie întotdeauna să ținem aproape una de cealaltă. Mulțumesc. Și ți-am adus ca să fii tradițională, să fii... Cât de veche e? Nu este prea veche, dar are niște ani buni, înțelegi? Vreau să dansezi și să fii o tradițional frumoasă. Dă-o încoace, gata. Ia-o să o port sănătoasă, mă duc și eu să mă îmbrac, să mă aranjez. Da, am venit trebuie. Repede, fiindcă am auzit că ai ești emoții? Aici la mama. Am emoții. Am fugit după tine aici la mama, pentru că am auzit că ești aici. Și mă duc acasă să mă aranjez și eu cât de cât, că sunt și o soacră mare și trebuie să fiu mai știut, bineînțeles, așa. Bineînțeles. Când se uită Nora pe mine și toată lumea să stea drept. Dar-ți place de Nora Glumesc, asta? Glumesc, Nora, nu te speria. Da. Să știi că îmi place de Nora asta. Este o Noră bună. Este ca și după timpuri, cum erau odată fetele. Tradiția noastră. Da. Păstrează tradiția, nu a vorbit cu băieți. Până acum, deloc? Nu. Deloc, deloc? Pe cuvântul meu, nu a vorbit cu băieți, nu a plecat nicăieri, nu pleacă fără voia părinților. Deci este o Noră exact exemplu. Cum eram noi pe timpuri. Înțelegi? Și acum am să vă las, pentru da. Că trebuie să Fugi. Te rog frumos o port. Da, o port. În o ziua, port. Cel puțin în prima parte a zilei, da, în prima parte, vreau să port. Mai vreau să o mai întreb pe mama ta ceva, să-mi mai vă las să vă întrebați aici. Voi, dar și... vreau să fii frumoasă. Oi, și tu cu Mireasa. Mireasa e tot, ca fiica mea, până la urmă e Nora mea. Exact. Nu mă supăr chiar dacă câștigi, Mireasa și tu dacă câștigați, ea este ca și fiica mea, Mireasa. Bine. Și așa că nu să-mi fac griji. Bine. Așa. Hai, te aștept să te văd frumoasă. Bine. Și în partea a doua seara la restaurant te îmbraci cum vrei tu. Bine. Dar deocamdată e ordin de la soacra mare. Hai, am înțeles să trăiți. Tot aici. Am Gata. Înțeles să trăiți. Pa, la revedere, te aștept. Pa, pa, la revedere. Ia să mă duceți și pe mine, că am auzit că aveți un altar unde primiți oamenii pentru descântece, pentru ritualuri. Da. Pentru... Să mă duceți și pe mine, că eu m-am gândit foarte bine și vreau să... Uite, vă duc să vă arăt unde primesc oamenii. Ia să las eu rochia asta aici un pic. Așa. Vreau și eu să văd, poate-mi faceți și mie un descântec să câștig. Că prea m-am speriat acum, că poate dacă nu câștig, cine știe ce supărare se pune pe inima mea? Mamă, ce aveți aici? Aici am diferite buruieni cu lumânări aprinse care descântăm. Aici primesc oamenii care când vine, îi trag cartea de tarot. Consultația așa se face și la urmă când văd că are probleme de, pentru mine ca să le pot să le ajut, încep de scântecul. Aici ce e? Ulei sfințit de la Arsenie? Acolo este un ulei sfințit de la toate
ce e mai mare și o redescântăm să fie bine. Asta e pentru boală? Cu busuioc de dragoste, când doarme de bobotează subtil pe cap, vede unul pe cine i-a înviațat în căsătorie. N-am pus și eu și degeaba, că n-am văzut. Păi dacă nu a fost descântat? A trebuit descântat. Păi trebuie descântat să pui, nu așa. Așa busuioace pe toate drumurile. Dacă tot e marți și tot este ora 11:30 dimineața, zic să ajungem la Corrado. Corrado, cine e Corrado? Este fiul Atenei. Cine e Atena? Este fica reginei Maria. A? Maria Câmpina? Să trăiți, bună ziua! Să rumână! Au te flăcăi! Salut, salut! Bursucu, îmi pare bine, vă salut, Bursucu! Bursucu! Ce fă, mă, flăcău? Te pup! Vă salut! Deci vreau să știu unde este Corrado, unde e Ginerica. Era untru, da? Să știți că cel mai lucru frumos pe lumea aceasta nu este decât lucru când formezi o familie, o familie foarte frumoasă, de care sunt foarte mândră, având 6 copii, 5 băieți și o singură fată, acum ar fi a treia oară de când sunt soacră. Bă, sigur vrei să te însori? Da. Dar cu ce să mai spui, bără? Te-ai îmbrăcat frumos, te-ai aranjat, te-ai pregătit. De cât timp o cunoști? De 5 luni. De 5 luni o cunoști? Da. N-ai mai văzut-o până acum 5 luni? Nu. Păi și când ai văzut-o, așa ți-a plăcut? Adică ai zis, bă, ia e. Da. Ți-a plăcut, nu? Da. Auzi, da. Ea te iubește. Păi normal. Și tu pe ea. Da? Ți-aduce aminte cum ai cerut-o? Cum s-a întâmplat? Cum i-ai dat inelul, bănuiesc, nu? Da. Cum i-ai dat inelul? Ia. Vreau să-mi spui cum i-ai dat inelul. Te-ai pus într-un genunchi, bine, dar unde erați? Cum era? Cum s-a întâmplat? La ea acasă. La ea acasă? Da. Așadar, mirii noștri sunt Eduard, căruia îi se spune Corrado, și Violeta, căreia îi se spune Cassandra. El 21 de ani, ea 18, rom de Vița Aleasă, ea fată mare, el... Nu știm ce și cum. Cert e că cei doi miri se căsătoresc de bunăvoie, iar consumarea fizică a relației lor va avea loc doar după nuntă. Eram la o nuntă de țigani și am văzut-o acolo, mi-a plăcut de ea, mi-a plăcut că corpul este frumoasă și că este cu minte. Am auzit că este cu minte și am văzut că este cu minte. Și mi-am trimis familia la părinții ei acasă. Când au venit părinții lui Corrado cu Corrado la noi acasă să mă ceară de soție, am fost de acord și eu și părinții. Ne-am dus acolo, i-am deschis subiectul de ce am venit și am spus că ne place de Cassandra și vrem s-o cerem de căsătorie de pe fiul nostru Corrado, iar ei s-au bucurat foarte mult și ne-au acceptat din prima propunerea noastră și nu ne-au cerut nicio pretenție. Că întâi să cumpăra fetele. Întâi tradiția la noi să tocmea și să cumpăra fetele. Cât îmi dai pe fata mea, îmi place fata să mi-o dați. Da, cât îmi dai pe ea, cât să cere atunci, cum era banii. E, alții se înțelegea, alții nu se înțelegea. Alții spuneam, nu dau fata mea așa, o dau mai scumpă, care era mai frumoasă, care era mai cu minte, mai cu respect, să plătea după meritul fetei. O fi bine așa, o fi rău, nu comentăm, dar întrebăm, Cassandra oare cât ar fi valorat doamna Maria? Noi zicem că mult, că-i cinstită și frumoasă, dar nu a fost cazul de plată, pentru că cei doi tineri s-au plăcut și asta a fost cel mai important pentru cele două familii. Revenim la miri. Am mai ieșit cu Cassandra, pe afară ne-am plimbat, ne-am cunoscut, dar nu putem să avem nicio relație până înainte de nuntă. La noi este o pretenție să meargă direct în nuntă, mireasa și Ginerica, după ce a plecat cu ea acasă, atunci are voie să fie cu ea de brațe, atunci are voie să fie cu ea alte vorbe, alte discuții mai multe, dar până atunci nu are nicio permisiunea ca să vorbească prea mult cu el și să meargă singură oriunde cu el. Vrea să fie totul liniștit până în seara de nuntă când se termină, ca să fie cinstea corectă să se joace cămașa. Când cinstea fetei este domnișoară, virgină, este o valoare extraordinară de bună la noi în tradiția noastră.
Suntem siguri că mireasa e fată mare, deci deja are valoare. Dar nu la asta se rezumă calitățile Casandrei, nu-i așa, Atena? Să știți că m-a bucurat cel mai mult frumusețea ei, nu numai exterioară, cât și interioară. Are o frumusețe interioară foarte frumoasă și foarte bună. Când am văzut-o pe Casandra, este ea brunetă, cum este un pic, dar e foarte liniștită. Nu i-am zis așa, acum nu o să fie un om să iasă afară din lume cu frumusețea. Orice om, să vă spun eu, frumusețea trece după câțiva ani. Dar dacă e cu mintea bună și își respectă cuvintele și caracterul, ala e mai bun. Eu am văzut și am verificat că este cu minte, e liniștită, Casandra e foarte bună și merită să vină în familia noastră. Eu ca mamă, în cinstea acestor miri frumoși, îi ciocnesc un pahar de șampanie și le dau toată binecuvântarea mea și de la Dumnezeu. Să fii sănătos, Corado, să-ți ajute Dumnezeu și ție, Casandra, să aveți o căsătorie extraordinară din partea noastră, să aveți binecuvântarea pe toată viața. Doamne ajută să fie cu noroc! Mursucu a aflat deja că nunta este plătită de socrii mari, deci are balta pește, cum s-ar spune. Prin urmare, socrul mare merită o atenție specială. Oh, bine ați venit! Vă salut! Dar ce faceți? Ce să facem? Uite, ne bucurăm de ziua asta frumoasă. Emoționat un pic? Puțin că am emoționat. Păi și ce vreți acum? Să nu fiți emoționat, dacă nici acum... Da, da, mă mândresc că socrul mare... Se însoară băiatul, domnule, gata, pleacă. Și... Am auzit, da, eu, din anumite povești, că tradiția e foarte simplă. Adică dumneavoastră, împreună cu soția, cu doamna Atena, da, i-ați ales mireasă. Este și așa, dar cel mai mult ne-am bucurat că copiii s-au plăcut. S-au plăcut din prima. Ei s-au plăcut. Este un sentiment cel mai frumos din partea mea, ca părinte mă refer, pentru că nu am să-mi reproșez nimic și nici copilul meu pe parcurs nu are ce, nu să are ce să-mi reproșeze. Corect. Pentru că și-a ales-o el și i-a plăcut lui și mă bucur foarte mult. Corect. Acum. Pentru că de a ți obliga copilul să se căsătorească cu cineva și pe parcurs să te acuze că ce mi-ai făcut tată sau mamă, ca părinte nu cred că te poți ierta niciodată în viață. Copiii sunt fericiți, copiii se cunosc foarte bine și suntem foarte fericiți pentru ei, pentru că se iau ei din propria lor inițiativă. Ce îmi oferiți mie să bag în ladă? Ce vă vine așa? Să vedem dacă reușesc să o bag pe mantea sau nu. Ia. Cred că o casă care am oferit-o, nu aveți cum să o băgați în ladă. Nu, stați liniștit. Stați liniștit că e un contractul. Doamne ajută, contractul casei îl iau eu. Deci, o casă. Are casa lui separat. O mașină de lux. Un bolid. O mașină de lux. Pardon, un bolid. Ia uite, ne încurcăm într-un bolid. Să aibă copii, o mașină nouă. Să meargă și ei până oraș. Să se plimbe, că de-aia, nu? Și-a luat soție. O plimbe cu mașina cred nouă. Cred că dacă se... Cred că cât de mult și-a dorit pe soția lui, cred că și într-o căruță se simte bine, da, nu numai într-un bolid. Asta eu zic că, dar dumneavoastră nu puteți într-o căruță. De asta eu zic că dacă luăm un bolid de la 4x4 jipan mare, frumos, l-am scos. Eu îi ofer copilului meu tot ce are nevoie. Păi de asta are nevoie, vă spun eu că l-am simțit că are nevoie. Eu am afară câteva mașini și vreau să-și aleagă el dacă este... Deci o mașină la alegere. Da. Bravo, domnule, dați-vă zi. Asta-i. Hai mă, casă și mașină. Ați notat, mantea? Ce? Tu n-ai adunat nimic? Aul. Cum? Așa? Nuntă bogată și tu tot săracă, tot săracă? Oh! Hai te mai lasă, te mai gândești. Eu mă duc, poate mai obțin ceva. Am inima bucuroasă, mireasa-i cea mai frumoasă, mireasa-i cea mai frumoasă. Aia-ți mireasă ziua bună. Nu îmbracă nașa? Nu așează nașa? Aici că nu a venit nașa până acum, ce se face? Deci nașa întârzie. Sănătoasă. Dar bine, e doar așa de tradiție, se face cu așează. Dar ea e gata. Că așa ne e, nouă natmă.
soclu mic cu milion. Pentru fetița mea frumoasă. Pentru norocoasa lui, pentru fetița lui, pentru regina familiei. 5 milion pentru mama ei. 2 milioane pentru soacra mică, să-i dea Dumnezeu sănătate și noroc. Mi-a făcut o fată frumoasă. Mi-a făcut cea mai frumoasă fată. Și cu minte. Și cu minte, i-au scus, spune. Am inima fericită, mi-e fetița miresică, mi-e fetița miresică. Ia și-a ales Rochia. A ales-o Frusca, așa e la noi. Aia s-a dus cu soacra să-și aleagă Rochia? Cu soacra, ea și Nașa și toate sunt. Deci soacra a decis? Soacra Atena. A fost scumpă Rochia? Da, da, foarte scumpă. Dar e secret, ea știe. Da, Dumnezeu sănătate. În numeroasa familie condusă de Maria Câmpina există un obicei. Înaintea căsătoriei nepoților, deocamdată 45 la număr, Maria face un scurt ritual de binecuvântare. Bursucu este și el prezent, firește în speranța unei altfel de binecuvântări. Corado, binecuvântat, să fie de Dumnezeu și de mine. Dumnezeu e mai înainte că Dumnezeu e mai mare ca noi. Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ. Așa să fie binecuvântat, cu noroc, cu fericire, soartă lungă, căsnicie, să fie cu dragoste, cu plăcere, cu mireasa lui, cu Casandra. Așa să fie binecuvântat de Dumnezeu și de mine. Să aibă copii, să aibă fericire, să aibă bogăție, să le meargă bine, să fie mulțumiți, împreunați, cununați, cu copii, cu familie, să fie toată viața lor o armonie, spor, câștig, sănătate, mulțumire și bucurie. Doamne ajută să le fie cu noroc. Doamne ajută să-ți fie cu noroc, tată. Dumnezeu să le ajută în viața lor și în cariera lor, să le meargă bine, așa cum am discutat, așa să se comporte unul cu altul. Doamna Maria, ce-s cu papucii ăștia de aur? Este papucii mei din aur, este geanta mea din aur. Pot să pun mâna? Da, putem să pun mâna și pe papuc și pe el. A, uite, scrie numele frumos. Plin. Și aici e coroana. Ia, ia, uite, da, și coroana, uite. Și papucii. Da. Doamna Maria, dar când vă încălțați cu papucii ăștia? La ocazie că așa e greu să stau cu ei în picioare mereu. Deci astăzi vă văd încălțată cu papucii ăștia sau nu vă văd? Da. Vă văd, da? Da. Deci la nunta asta vă încălțați cu ei. Da. Doamna Maria. Da. Ce îi oferiți dumneavoastră nepotului să pun eu în lada mea de zestre? În primul rând... Aole! Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Uitați ce-i dat. Mamă! E, așa da, tată. Îmi place. Cam câte kilograme are, doamnă, lanțul ăsta așa? Câte sute de grame, câte... N-are, cam o jumătate de kil să aibă. Jumătate de kil de aur. Doamne ajută să fie primit. Doamne. Mă, ăsta place. Și astea tot pentru el, da? Lingerie, uitați. Ia uite. A, uite, tată. Asta, da, îmi place. Ia uitați. A, uite, pilot. Să te văd eu că nu faci tu copii în pilot asta. Faci. Păi, de drag, ai nebunit, de drag te bagi aici. Bun. Și încă i-am dat. Bravo, mă. Doamna Maria, știți la ce ajută tava asta? Ia uite. Nici nu știți la ce, știți la ce ajută? La moț, doamna Maria. Când a făcut primul copil, punem obiectele să-și aleagă bebelușul din tavă. Foarte frumos ai vorbit, nu? Și corect. Da. Corect, bun. Gata, am luat și tava asta frumos. Pentru moț. Da. E bună. Tăie moțul la copil. Mamă, dar asta, doamna Maria, câte kilograme are, nene? 2-3 kilograme, cât are? Aia are kilograme mai multe. Mamă, nene, deci e grea. Dacă fug la amanet... Am terminat ratele la bancă. Doamna Maria, da. 2-3 kg de aur din tava asta, jumătate de kilogram de aur în lanțul ăsta, ce mi-ați mai dat, eu sunt aproape mulțumit. Domne, pentru nepotul preferat, în momentul în care dumneavoastră, că se întâmplă, la un moment dat toți plecăm, să-i rămână casa asta lui, domn, din partea dumneavoastră, să se mute el cu copiii aici, cu soția, vă dați seama că o să fie mulți, patru bucăți,
plus el, plus soția, 6 bucăți, doamnă. Da, când o face copiii, 4 copii, da? Și le văd și le binecuvântez, le chem să fie aici, ei în casa mea. Doamna Maria, dacă mi-ați dat palatul. Dumnezeu să-i ajute. Doamna Maria, sunt bogat. Și apropo, dați-mi și mie puțin coroana asta, vreau să mă simt ca un rege. Păi nu... cum să-ți dau și coroana? Nu, doar așa, să o pun așa un pic, să mă simt și o rege. Mi-o dați? Păi nu e voie să-i dau coroana mea. Uite, ți-am făcut hatârul să nu zici că, tu, că te refuz, ți-am permis ca să... Să rămână din suflet, doamna Maria. Îți promit. Să începem petrecerea, să înceapă distracția. Mă duc cu ăsta Bicu că mai avem puțin de alergat. Hai mă că te-am făcut om. Ți-am zis că te aranjez. Hai, ieși pe ușă până se răzgândește. Ia ora, uite. Să rămână, doamna Maria, ne vedem puțin mai târziu. Să fii sănătos, dragă. Mă duc la party. Ia uite. În casa Miresei, așa cum ne-a obișnuit, Mantea încearcă să afle cât mai multe lucruri. Doar că Mireasa, așa cum cere tradiția, probabil, este foarte sfioasă. Totuși, încercăm. N-am loc să ajung la ea. Stai acolo, liniștită. Câte kilograme are rochia? Nu știu, este foarte grea. Cam cât aproximativ? 20-25. 25? Eu le dau un telefon oamenilor răstora și eu îi întreb exact câte kilograme are, pentru că eu zic că are vreo 50. Nu știu, simți că nu poți să stai cu ea? A, ba da, pot. Poți, nu? Tu ai vrut-o. Nu tu ai ales-o? Da. Tot te-au obligat. Că nu, eu am ales-o. Eu am ales-o. Sigur? Da. N-a decis soacra nimic? Amândouă. Nu te-a obligat, da? Nu m-a obligat. Atena n-ai obligat fata, da? Cât a fost rochia? Nu știu. Cum nu știi? Nu știu. Aia a plătit-o? Da. Soacra a plătit rochia? Bun. Și pantofii și cercei și tot? Da. Părinții băiatului face toată cheltuiala. Părinții băiatului face nunta. O îmbracă, face verighetele. Toate cheltuielile, totul, și acasă, și la restaurant, și la părinții acasă. Numai cheltuielile părinții băiatului. Auzi, tu îl cunoști pe băiatul ăsta cu care te măriți sau nu? Nu cunosc. Sigur? Sigur. Nu e o căsătorie aranjată, nu? Nu te-a obligat nimeni să-l iei, nu? De cât timp vorbiți? De câteva luni. De câteva luni? Auzi, dar te-a luat așa dintr-o dată dragostea de el? Te-ai trezit într-o dimineață și ai simțit că nu mai poți de dragoste? Și de ce te întreb? Că eu mă gândesc foarte serios că poate ți-a făcut farmece soacră ta. Nu știu. Nu știi, a? Deci, dar n-ai simțit așa dintr-o dată o iubire mai mare, nu? Ba da! E clar, ce-ai făcut, Atena? Da, tu o să te muți la ei acolo, nu? La el acasă. Și știi ce trebuie să faci? Da. Ce trebuie să faci? Ce ai de făcut? Să fii onoră bună. Onoră bună. Ce înseamnă onoră bună? Să mă trezesc dimineața, să-mi fac treburile casnice. Pentru toată lumea din casă. Păi și știi să gătești? Da. La noi trebuie să se scoală nurorile mai devreme ca părinții și ca socrii. Să facă curat frumos, să-și spală vasele ce este, paharul curat, pe platou, pe masă, așa e la noi și așa e familia noastră toată, de la care eu am... Ați auzit câtă familie am eu? Am 9 copii, am 45 de nepoți, am vreo 20 de strănepoți și mai vine pe drum. La casa Mirelui, distracția începe în forță, iar de prezentări nu mai este nevoie. Schidem programul cu o piesă frumoasă adusă de la Croația, special pentru toată lumea prezentă. Și pomări, venim pe din lume, eu n-aș putea trăi. Ești floarea vieții, ești tot ce mi-am dorit. Sunt lângă tine, sunt cel mai fericit. Dacă nu te fie, cum aș și pomări. Partea lui Stămabil să știe. Și pentru nașul mare sunt la 5 milioane.
Pentru noi, pentru formație, s-a făcut saftea. Mulțumim frumos, domnul Stimabin. A sosit ziua mult așteptată. Doresc la toți oamenii din lume care au copii să se bucure de ei. Am emoții. Sunt foarte fericită. Hai și soacra mare, fraților! Trească soacra mare! Saftea de la soacra mare! Pentru băiatul ei! S-a făcut de la stămabil prima dată! M-am îmbrăcat pentru astăzi într-o ținută, să zic așa, o gen sultană Safia, să zic un pic. Nu am ochii ei, dar cât de cât așa, știi, am încercat să fiu așa, știi, mai soacră, mai un pic mai, știi, ca de obicei cum sunt eu soacră, așa să fiu mai sobră, știi, aș fi vrut. Copilașii mei, foruța și averea mea sunt ei. Vine regina! Regele și regina! Bineînțeles, care sunt de acolo venite din Turcia, o coroană cu cercei gen sultane. Sultanele, asta e o nuntă de regală, o nuntă regală pentru sultani, sultane. Copilașii mei, să rămână măicuță, bine ai venit să-ți trească copiii, nepoții, familia ce iubești, Regina Maria! Așa cum a învățat mama Maria să rămână copiilor dumitale 100 de euro pentru ginerică mireasă nasunașa, socrimar, socrimici, pentru hobby și băieții lui au ce dedicația da mama Maria. Mirelui, alaiul pleacă la casa miresei, dar mirele și nașii nu vor coborî din mașini până ce mireasa nu este cinstită cu melodii de primă mână. Același a de minune întreține atmosfera și încearcă să smulgă ceva. Un zâmbet, o lacrimă, ceva acolo. Ce frumoasă este viața cu fetița mea.
vorbește nimic. Mireasa mea, că tu ești bun, chirea mea, măi. Când cânti tu, Adriane, răsare și soarele e. Afară s-o oprește ploaia și găciși milioane! Casandra nici nu a zâmbit, nici nu a lăcrimat. Nu știm ce e în sufletul ei, dar totuși nu mai putem aștepta. Mai ales că la poartă sunt Corrado, Athena, Maria Câmpina, Nașii. Gata, intrăm! Ce să zic, foarte extraordinar, mai bine decât atât, mă mândresc cu tine. Auzi, dacă mă duc până în capătul celălalt, te plictisești singur? Mamă, limuzina s-a ritrat și bursucul! Limuzina s-a fost făcută special pentru bursucul! Primirea pentru America anului 2017! Ce noră frumoasă! Foarte mândră de nora mea, de fiul meu, a fost alegerea lui. Bineînțeles, noi i-am propus mai multe fete, dar aceasta a fost alegerea lui. Dar n-a fost a ta? Nu. E o distrare frumoasă, e fericită și e mulțumită. Așa e tradiția la noi, să fim, facem nuntă, să ne simțim bine. Haide, haide, toată mea! Îi cunoști? Știi de ei? Se potrivesc? Nu se potrivesc? O cunosc foarte bine pe Casandra. Corrado la fel. Au crescut în ochii mei. Niște copii deosebiți. Nu copii pentru că sunt mult mai în vârstă decât ei. Eu. Și o să fie o nuntă frumoasă. O nuntă de 10 stele. Este o bogăție de neimaginat la această nuntă. Eu știu că tu nu zici, dar zi-mi aproximativ cât ți-au dat să vii să le cânti la nuntă? Aproximativ. Sincer, 1000 de euro. 1000 de euro? Da. Aici e valoare sentimentală. Aici. Asta am vrut să zic. Între noi nu mai contează banii. A trebuit ca celor din formația mea să le dau câte 100 de euro. Așa... Da? Pentru că... Eu nu pot să cer bani atâta timp cât am crescut împreună, am trăit împreună și m-am ridicat între ei. Zim și mie din tradițiile țigănești. Ia, ce trebuie să facă de azi încolo? Cu părerea mea, ce ar trebui să facă orice femeie? Să-și respecte bărbatul, să nu mintă, să nu înșele, să fie aproape de el la bine și la rău. El poate să o înșele pe ea? Nu, dar având în vedere că noi bărbații mai greșim, asta e. În primul rând vreau să mă prezint, sunt Armando, fratele Miresi. Vă vreau să vă spun că sunt asistat la cea mai frumoasă nuntă din 2017 și poate chiar și mai mult. Vreau să vă spun că o să ne distrăm foarte frumos astăzi, chiar și până mâine o să țină petrecerea cât putem noi de mult.
și o să vedeți ce v-am pregătit petrecerea. La petrecere o să aveți foarte multe surprize. Auzi? Da. Te rog eu mult de tot. Auzi și pe mine. Că știi că noi suntem cu strigatul darului. Eu cu cursucul. Da, sigur. Auzi și pe mine. Că eu joc primul meu dar în lată. Primul dar? Să dai și mie. Știu că, uite, ai luat puțin bani. Dar dăm ceva, nu știu. Telefonul ăsta îți mai trebuie? Poți să-ți dau 100 de euro dacă vrei. Regele și mărăta s-a cinerită și mirea sa. Ia zi, Adriane, cum e pe aici, pe la nuntă? Bine de tot! E fericită, da. Foarte fericită, ei, ca orice fată când se mărită și se vede. E care o zi, e care te îmbraci mireasă. Mare, mare și mai mare, ce mireasă de valoare. Ce mireasă de valoare, zici că-i de ceea ce stă să-ți pare. Ce e asta? Sau ce a fost, pardon? Un berbecuț. Berbecuț? Da, exact. Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte Dumnezeu, nicio problemă. De când stai aici așa? De vreo 5 ore jumătate, 6 ore. 5 ore jumătate? Da. Mămic. Și cât mai are de stat? Aproape e gata, asta e gata, sigur. Aproape e gata? O să-l punem și pe al doilea, dăm drumul la foc, mai avem încă unul. Doi berbecuți? Doi berbecuți, exact. Pregătit berbecea, pregătit tot ce... E nepotul Maria Câmpina. Mulțumesc! Tatăl Mirelui, da? Cum e Nora? Așa cum am vrut-o noi. Cum? Frumoasă, cinstită și așa cum ne-am dorit. Nunta asta, cine a organizat-o? Noi. Familia Mirelui. De la Mireasă Nibic? N-a fost nevoie. Am înțeles. Dacă era nevoie... Și se iasă, o să se mute la băiatul acasă? La noi, da. Da? Și ce trebuie să facă? Să facă... La noi nu prea se face, că le facem noi lor. Să fie liniștită, respectoasă și atât. Bărbatul, ca să aibă parte de o femeie, să fie corect cu ea, unde se duce, de unde aduce un ban și se descurcă și face o treabă și aduce un ban, poftim nevastă să-i dea femeii banul, să-i își păstrează la timp, la o nevoie să se găsească. Femeia trebuie să fie mai strângătoare, să strângă, nu să risipească. Da, nu i-a făcut Atena niște descântece de dragoste miresei, nu? Dar ție ți-a făcut? De mine nu se leagă nimic. Eu ce vreau aia fac. Serios? Serios. Dar când întârzi acasă sau când mi se pare ei ceva ciudat, mi se mai desuflă vreun cauciuc de la mașină, te mai împiedici. Greșesc eu. Dacă mă împiedic eu, nu mă împiedică nimeni. Serios?
avem emoții, că suntem... Asta e ultima fată, gata. Ea a fost cea mai mică, Casandra. La noi nu se căsătorește să se despartă fetele și băieții noștri. Noi ținem și de bărbați și de femei. Etnia romă. Chiar dacă bărbatul înșeală, soția îl așteaptă liniștită cu copii. Peste câteva zile o să se joace cămașa. Cum? Ai văzut? Ai văzut? Așa da, se vede cine a organizat nunta. Instanța întors. Bine ați venit, eu nu am cu ce să... Da, eu o venerez pe Sultana Safie și am vrut să o copiez, să mă îmbrac ca o sultană. Mă cheamă și Sultana. Hai, hai, hai! Rafinament, voie bună, dansuri frumoase, tot ce vrei. La o petrecere se află aici, la nunta lui fiului Atenei. Așa trebuie să fie bărbatul, încredere cu femeia și femeia să fie încredere cu bărbatul. Să nu-l trășească, să nu-l înșală în viața lui, să nu permită la cineva să uită pe ea sau să-i zâmbească sau să vorbească vreo prostie. Exclus așa ceva la noi. Dacă tu o să o înșeli pe ea și ea... Păi eu sunt băiat. Nu se pune? Nu. Și dacă își ghicește și ea și vede? Pe ea n-are voie. N-are voie? N-are voie să facă cucul la fel ca mine. Ce bine e să fii bărbat, mă nene, nu femeie. Bărbatul face ce face, tot la femeia lui vine acasă. Vine acasă. Da. Bine, important e să nu afle ea. Păi da, asta... Băiatul tot la fel. Trebuie să se comporte cu femeia lui, să se fie liniștiți în casă. Să țină la ea, să o respectă, să se înțeleagă bine. Și femeia cu el, să-l asculte ce spune. Până ajunge și el la etatea lor și are copii și familie, cum toată lumea a ajuns la fel. Asta trebuie să se comporte femeia când, și bărbatul când se căsătorește. Foarte frumoasă, este elegantă, este îmbrăcată după ultimul răhnet, ultima modă în București, în România și mi-a plăcut foarte mult cum îi stă, de sus
până jos, cu rochie cu tot. Nu! Asta e lada mea de zestre, în care strâng daruri pentru mireasă. Te-a trecut bursul. M-a trecut? Ce i-ați dat? Lui Bursuc i-am dăruit o casă pentru mireasă și ginere. Și mie ce-mi dați? Mie ce-mi dați? Ție îi dăruiesc pentru tine o salbă de 10 magmudeli. O salbă cu 10? Cu 10 magmudeli. Mahmudelele astea sunt mari sau mici? Cum arată? Uite, da. Așa mare sau mică? De ăștia mici. De ăștia mici? Ca să se poartă la mine. Și cât valorează unul din ăsta? Valorează moștenirea noastră, tradiția noastră de valoare. Când o pui la gât e frumos. Va veni fata. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Nu puteți să intrați! Nu puteți să intrați fără să puneți ceva în lada asta! Pentru miresică! Pentru mine să câștig eu, să nu câștige bursucul! Ce vrei tu să fac? Brățara! Dragiu! Ia vino cu acea sacră mare! Tu ce pui în ladă pentru mireasă? Pentru mireasă? Nu-ncape darul meu acolo, e prea mic. Casa care este dar de la mine nu-ncape acolo. Ai înțeles? Da, dar eu vreau din astea mici, așa, mărunțișuri. A rămas în urmă și bursuc a premiat. Păi mai dați-mi! Darul de acasă pentru ea foarte multe. Sunt în casă, nu puteau fi cărate aici. Cu cinerica aveai? Nu te la mireasă să... O fi prea mică cutia, nu-mi cape darul meu. Trebuie să-mi dai ceva. Ce-mi dai pentru mireasă? Pentru mireasă? Băi, la luginere cine-i mai dă dacă-ți dau eu pentru mireasă? Că noi suntem cu ginerele, cu bursuc. Da? Tu vrei să te îmbogățești numai tu și mireasa? Și bursuc și ginerică să rămână așa? E, vezi de treabă, Marco. Vezi de treabă. În familia Mariei Câmpina, lucrurile trebuie să se facă după tradiție și nimeni nu ar fi conceput ca tinerii Casandra și Corado să trăiască împreună necununați. Și cu asemenea sprijin din partea părinților, putem spune că tinerii trebuie doar să respecte legea comunității și să fie sănătoși pentru a avea o viață liniștită. Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cununia religioasă, poate începe petrecerea. Intrarea se face ca la marile evenimente. Covor roșu, costume și rochii scumpe, meniuri sofisticate, lux și opulență. Cam acestea sunt cuvintele care pot descrie cel mai bine ce urmează să se întâmple. Nunta este deschisă de valsul mirilor, care sunt însoțiți pe ring, rând pe rând de nași și de părinți. De atmosferă se vor ocupa Adi Minune, Florin Salam și trupa lui Dan Bursucu. Mai mult nu se poate în domeniul ăsta. Thank you.
fața întotdeauna este un pic mai rezervată în a dansa așa îmbrățișată cu Mirele, pentru că știi că la noi se cunosc și e, după ce se este nuntă, atunci ei sunt împreună, înainte nu. Doamnelor și domnilor, e nebunie aici, a venit Florin Salam, te aruncă banii, euro, bogăție, nebunie, medicați-vă! Aceasta la așa o petrecere frumoasă. N-o să mai mâncăm legume și fructe, deocamdată să ne ierte Dumnezeu. O să mâncăm meniurile restaurantului care au fost pregătite, trei feluri de mâncare, ca, adică friptura, aperitivul în primul rând, al doilea va fi peștele dorada și somon, așa, al treilea va fi friptura. Toată lumea are pe masă așa ceva? Da, da, toți. Toată lumea din restaurant au la fel. De bună calitate, vinul roze de bună calitate, șampania de aia de fițe, de dacă bubuie, ne bubuie pereții, da. Coniac, nebunii, whisky, bravo, bă. Vor fi toate cele bune, băuturile bune, rafinate, scumpe și răcoritoarele, de asemenea, la sticle frumoase, sticle din ciob. Așa? A început nebunia, stimați telespectatori! Așa o ținem până mâine dimineață! Oh! Au început dedicațiile! Au! Dedicațiile pentru socrumic, pentru socrumare, 50 de euro, 100 de euro, de flanche, bogății, opulență. Doamna Maria, ei! Hop, 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 hop! Vine doamna Maria, regina Maria! Păi sunt toți artiștii de marcă. În primul rând Adrian Minune, toată formația lui Dan Bursuc, deci toată formația lui Dan Bursuc, Florin Salam cu formația lui și foarte multe surprize artistice, momente artistice, a adus și alte genuri de muzică. Hai, bună seara, salut! Salut, salut! Ce faci? Foarte bine. A, nu prea bine, doar ești ce puțin ajuns. Trist așa. Ești puțin trist, mă? N-am de ce să fiu trist. Păi, domnul, am crezut că fiind este o zi importantă din viața vărului meu. Paul. Și dacă se bucură el, bineînțeles, mă bucur și eu. Ești însurat? Sunt și însurat. De ce ai trecut și tu prin treaba asta? Am trecut chiar în aceeași sală. Mă, ce înseamnă, mă, să fii însurat, mă, în ziua de azi? Din punctul tău de vedere. Un om cu responsabilități și cu cea mai mare avere care este inestimabilă, aceea este familia. Atmosfera de până acum e ok? Foarte ok. Vor fi prezenți peste 300 de oameni. Peste 300 de oameni vor fi prezenți. Și dacă ar mai fi fost acasă și unii care sunt plecați, sunt rude și prieteni care au plecat și vacanța, vă dați seama, de-abia a început. Dă și mie 500 de euro să pun și-o la daia pentru vărul tău. Treci mai încolo, pe la mine, când am schimbat documentul. Da?
dai? Uite. Mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măiculița Domnului. M-am făcut și de 500. Pentru vărul tău, cel mai șmecher văr. Bine, și tu ești șmecher pe valoare. Salut. Sărbă, să ai să pup pe mama, că ea mi-a dat nutul. Sărbă mâna, mama, mulțumesc. Să trăiești. Vă pup. Auzi? Bine, sănătoasă, vă place? Foarte mult, foarte doamna, tare. Umblați cu dăștia la dumneavoastră în fiecare zi? Tot timpul. Asta înseamnă, domnule, îmi place. Ne bucurăm că am ajuns de vreme aici, începe petrecerea în forță, o să dansăm toată noaptea. Ne-am mai luat și alte schimburi de încălțăminte și o să fie maximă distracție. Suntem foarte fericiți că a fost la biserică și a făcut curunia religioasă și aș vrea să fiu și la ultimul nepot, că la număr sunt vreo 45 de nepoți. Aș vrea să particip la toți nepoții în condițiile astea care suntem acum, dar tot așa să rămânem mai tineri, așa cum suntem. Ah, unchiule, unchiule! M-ați prins! Ce faci? Bine! Doamne, mie îmi place să știi! Atmosferă, am văzut cântă frumos, Florin Salam, distracție! Dar tu de ce stai jos? Am obosit, am dansat foarte mult și acum mai mă odihnesc un pic. Și după aceea iar încep. Bacșiș ai dat? Bacșiș la lăutare ai dat? Păi fără bacșiș nu se poate. Nu, cam cât ai dat până acum? Pot să spun? Pot să spun. Cu aproximat? Vreo 2000. 2000 de euro! I-ai dat așa lui Salam 2000? Cam așa. Auzi, cum ți se pare nunta? Foarte frumos. Meniul e ok? Ai mâncat? E ok, e ok. Poți să mănânci și eu cu încredere? Da, sigur. E de 10 stele. Asta micu a fost băiat mișto când era mic sau era gagicar? Foarte gagicar, ce este? Gagicar? Să nu mă aude mireasa. Nu, nu se uită. Răspuns, răspuns tu. Răspund eu. Da, îi plăceau gagicile, a? Da, dar cu unii îi place. Dar tu l-ai învățat, unchiule. Acum mă bași și pe mine. Nu, da, mie îmi spiră fața ta gagicareală, mă, să îți place viața? Dacă îi place, normal. Auzi, crezi că s-a căsătorit prea devreme? Nu, are 21 de ani, e bine. Tu la ce vârstă te-ai căsătorit? 18. Așa tânăr, mă? Tânăr, da. Păi, te luăm viața din plin, nu? Auzi, unchiule, ai zis că ai dat 2000 lui Salam? Da. Și mie cât îmi dai să pun în lada aia de zi? Pentru generică, nu pentru mine. Generică? Da, da, da.
în sănătate! €2000! I-am dorit multă fericire, copii mulți, liniște și armonie în casă, că asta e cel mai important. Restul, se știe, sunt deja ale lor. Ce parte să rupem din el? Să vedem cum a fost frăgezit. Pieptos curcanul ăsta. Pieptos, nene, pieptos. Uf, arată foarte bine. Mă duc să caut pe cineva care mănâncă deja din el, ca să-mi spună și mie dacă e bun, pentru că eu sunt la dietă. A cumpărat Atena, cred că a adus vreo 40 de curcani, nu știu cât a adus, că a fost pe toate mesele, inclusiv masa nașului. Ce faci? Bine, uite, acum intru să cânt, să facem un program frumos, special pentru toți prietenii noștri, pentru tine. Ți se pare o nuntă de 5 stele? Da, deci am văzut meniu bogat, băutură de 5 stele. Și acum a intrat atâția curcani, atmosferă. Te-au vrăjit să vii aici, dar fii sincer. Da, am fost vrăjit. Și bă tine te-au vrăjit, ți-au făcut descântece, ceva. Acum urmează o altă vrăjeală să mă facă la 2,20 m. Te pup, baftă! Și bună seara! Ați venit la masă să mâncați, să vă apucați de curcanul ăla? Da, ce ați mâncat până acum? Mâncat pește. Și atât? Sigură? Roghița, de unde este? A fost cumpărat? Cumpărată din Dubai. Cam cât? 1500. Foarte frumoasă. M-am plimbat. Păi de ce? Păi mă simt bine. Aha, ați schimbat și geanta? Ați schimbat și geanta? Am schimbat geanta, ținuta, toate. Să fiu mai ușoară. Păi de câte ori v-ați schimbat la nunta asta? De două ori. De două ori? Și fetele dumneavoastră la fel? Da. Da? Ținuta de zi? Ținuta de zi și ținuta de seară? Tot la fel. La o altă generație. Din aur? Astea sunt din aur? Da, vechi, vechi. Da? Câți ani au? Are 200 de ani. 200 de ani? Wow. Și cum de le păstrați de atât de bine? De la străbunica mea. A fost în banc. I-a dat 90 înapoi. Și cum de se păstrează atât de bine? Pentru că noi străine îi lăsăm mai departe la copii. Florine, tată, nuntă de 5 stele, cum ți s-a părut? Mai ales că tu ești expert, ești la toate nunții. Expert. Eu cunosc oamenii. Oamenii se respectă când e vorba de nuntă, de familie. Nuntă, de... Am văzut bogăție, mâncare multă, băutură bună, fină, tot ce trebuie. La oamenii care își permit. Să știi că eu te apreciez. Da, încă o dată ai făcut un show de zile mari. Du-te repede la o altă cântare. Îți mulțumim mult de tot. Și apropo, dacă ne mai întâlnim la nuntă ceva,
vezi cu bacșișul ăla, cum mai vezi. Dă și mie 2-300, că e viața grea, știi ce zic? Nu, data, dar petrolada aia, dacă... Gata, da? Acum nu, dar data viitoare. Da, pot merge. Data viitoare ne-am scos. Deci dacă am vorbit, auzi mă, așa e, se respectă oamenii. Casă de piatră, multă fericire, sănătate multă și tot ce -ți dorește în suflet și în gândul personal. Asta ce e? Curțeluș sau berbecuț? Că nu mă pricep! Ce e asta? Curțeluș sau berbecuț? Cred că e un mânz, căluș, un mânz. Asta e! Ăla ce e? Asta este, asta este, este, este berbecuțul! Și asta... Ăla de pe! Asta ce mai e? Bună! Cred că e calm! O să se servească berbecii, bineînțeles, și încă o altă surpriză pentru invitații noștri, curcanii, care sunt curcani de țară, cumpărați pentru toată lumea, expre pentru ei să fie mulțumiți. Pentru că romii noștri sunt învățați să mănânce tradițional. Am mers pe tradiția românească, cât și romanii. Crezi că poate exista ceva în seara asta ce să nu iasă bine? Nu cred! Nu, a? Nu! Totul trebuie să iasă ca la carte. Dacă soacra mare, Atena, a organizat această minunăție de nuntă, trebuie să iasă frumos. Auzi, înainte să pleci, ce-mi dai și mie să pun în lada aia de zestre pentru băiat? Ce am și eu? Îți dau ce am și eu, așa, niște mărunt. Niște mărunt? Niște mărunt, așa, mărunt. De la mine. Merg și banul. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Fără număr! S-a numărat. Pune în ladă. Mersi. Doamne, ce-mi place nunta asta. Îmi place de mor. Ținuta mea a fost comandată din Dubai pentru această nuntă superbă și am vrut să fiu puțin mai specială față de celelalte. Dar ce rochie frumoasă! Asta sunt pene de sub! De unde ai luat rochia? Mi-a trimis o prietenă special pentru această petrecere din piesei. Vine așa, aproximativ 2000, 2000 de îmi place foarte mult. E o ținută strălucitoare și totodată foarte elegantă. Câți ani ai tu? 22. Măi, tată? Da. Da? A fost greu să treci la această etapă în care să te trezești dimineața înaintea tuturor, să pregătești cafeaua, micul dejun, să faci ordine prin casă, să fii tu, stâlpul. Nu, a fost greu, m-am descurcat de minune. Familia mea, Fabiana, Amasidonia. Soacră mare, soacră mare! De câte ori te-ai schimbat astăzi? Deocamdată nu mă mai schimb în nimic. Ce mai... De câte ori te-ai schimbat astăzi? Aveam pregătire de vreo 4 ori, dar n-am reușit decât de 2 ori până acum. Păi, dar de ce de 4 ori? Pentru că sunt soacră mare. Dar acum rochile stă acolo bine, mersi, eu nici nu mă mai abat la ele, că nu mai îmi trebuie. De ce? Mi s-a luat de ele, nu le mai suport. Ai obosit? Da, am obosit. Mi-ar plăcea ceva simplu, de acum încolo o să optez pe o ținută simplă. Las toată Sulemania, Sultanatul, las toată Sulemania romilor, mă transform un pic mai în enia românilor. Atențiune! Una de 100 de euro! Doamna Sidonia! E o modă cu da. Coronițele astea? Da! Deocamdată da! Dar după aia nu ne mai trebuie să... Și de unde le-a
luat? De unde le-ați luat? Din Turcia și de la Lili, care aduce. Aduce special pentru noi sultanele. Doar pentru voi! A câta oară te-ai schimbat astăzi? A câta oară te-ai schimbat astăzi? A doua oară? Mai aveam încă un schimb, al treilea, dar am renunțat. Este o rochie cu cristale, strălucește așa cum o vedeți. Mă gândesc că e la modă, dar mă simt și foarte bine îmbrăcată cu ea, știi? E lejeră. Știți ce vreau să vă rog? Vreau să vă rog ceva! Secret! Nu vreau să mă fac de râs! Pentru că n-am strâns zestre pentru mireasă și o să mă fac de râs! Că se strigă darul! Îmi dați coronițele voastre! Că e rușine! E rușine să le purtați a doua oară! Zestre, ca să nu te întreacă bursuc! Luptăm pentru femeie, cu tine! Am scos că n-am reușit să strâng mai nimic! Femeia predomină în România! Mai ales că de mâine o să fie la tine în casă! O să vii! Îți arăt zestrele! Dau zestrele! M-am scos! Așa se strânge zestre, bursucule! Mă duc să mă mai uit! Aolo, să dea Dumnezeu să piardă. Haide cu cântece, fără de scântece, cu cântece, care ai luat piatra, care ai dat-o la... Ce faceți mă aici? Eu mă rog, am învățat eu de la doamna Maria, căci că dacă arzi asta, mai merge bricheta. Hai cu weekend de scântec, când ce se spune acolo, să piardă mantea. Spune cu voia, fără de voia. Hai! Deci asta trebuie arsă și să fie, să vină. Asta e fumul, spirite. Mantea, te lucrezi psihic acum. O să fac o vrajă și ai să pierzi nunta asta. Hai de oicdă, de oicdă, de scântec, de subcântec. Care să vină, care să pună, care să facă. Uite așa să se ardă toată zestrea ta. Cum arde frunza asta. Arzi mă. Bună seara. Hai, dar ce rochie, ce rochie! E bluză cu fustă! Gădi! Este foarte frumoasă! Mulțumesc! Și coronița ți-ai asărtat-o și ce rochie! Pantofii sunt tot albastri! Nu! Nu te cred! Păi ce-ai făcut, mă, nene? Trebuia să-ți iei și pantofii albaștri. Nu tot. E destul de suficient. A fost scumpă? A fost bine. Îmi place că aici modestia este la mama ei acasă. Nimeni nu vrea să-mi zică. Bine. Coronița? A fost un preț acceptabil. Și ce vreau să te rog? Să mă ajut și pe mine să strâng zestre pentru mireasă. Și anume, să-mi dai coronița ta, să-i ofer miresei ca și dar. Cinci coronițe. Uite așa, mantea, să ardă, uite așa zestrea ta. Uite așa să se ducă zestrea ta pe apa sâmbetei. Puu! Și o să câștig. Ia. Nu câștigi nunta. Voi ce faceți? Adevărat. El câștigă. Manta nu. Este? Bursuc. Eu vreau tu să câștigi. Îți mulțumesc mult. Ba. Ai înțeles? Eu vreau tot. Da, să nu lași pe Manta. Nu o las, uite. Deci cu cine vrei să câștigi? Bursuc. Fii atent cum faci. Dă 500 de euro. Ascultă puțin. Să pună la daia de zestre. Dacă vrei ca să-ți faci viața, nu câștigă Andreea Manta.
Și acum mă sunt păcut că câștigă doar Bursuc. Na, 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 na. Și ultima. Ascultă, Andrei Ancoa, o să cazi plaza mea. La, 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 la nunta asta ai picat și Bursuc a câștigat. Mulțumim prietenilor noștri de la Holiday Plus pentru că iată ne oferă această vacanță în Mexic de 5 stele, Riviera Maya, pentru mirii noștri. Bineînțeles, dacă vor câștiga. Asta ține de dumneavoastră, dacă îi veți vota sau nu. Mai să știi că chiar nu am simțit nimic, nici oboseală, nici durere de picioare. Ba chiar mă simt foarte fresh, mă simt în putere, mă simt în forță. Ba chiar de aici aș pleca și la descântec, la ritual, cum fac de obicei. Cum te cheamă, mă? Rain. Cum? Rain. Rain? Da. Mamă, cine ți-a pus mă numele ăsta așa de fiță? Rain. Nașa. Nașa, a? Da. Dar cine te-a îmbrăcat mă așa frumos? Eu. Tu? Da. Cât costă mă o ținută de asta de ai tu așa? 500 de euro, 600? Nu, nu. Auzi? Ia vino. Tu ții cu mantea sau cu mine? Cu ce? Ce? Ții cu mantea sau cu mine? Cu tine. Cu mine, da, bun. Deci tu ești cu ginerică, da? Ai câștigat aici. Da? Fii atent aici. Dacă tu ești cu ginerică, ea e mama, da? Spune-i lui mama să-mi dea 500 de euro să-i pun în lada mea pentru ginerică, zi. Mama, 500 de euro. Zi. Zi, 1000. Zi. Nu. Zi, mama, banu. Zi, mă. Banu, mamă. Oh, să punem în lățuță, bravo! De azi ești prietenul meu, da? Da! Te pup! Mantea, cum să spun eu? Se schimbă viața, Mantea. Nici nu mai știu cum o să-i număr. Toate nunțile noastre sunt fastuoase, pentru că tot ce înseamnă nuntă, petrecere în familia regală, se pune foarte mult suflet și iese destul de frumos. Noi atunci când facem o petrecere, o facem pe cinste. Nu ne încurcăm așa cu jumătăți. Ce faci cu coronița asta? Ce fac cu ea? Păi, pe nunta asta nu-ți mai trebuie, că e urât să o porți la o altă nuntă. Am auzit că dumneavoastră sunteți bulibaș. Da. Băi, dumneavoastră sunteți șeful la șeful la șeful la bani. Sunt judecător de peste 45 de ani. Fac pace în toți țiganii. Când cineva greșește, da, îi dați o pedeapsă, corect? Da. Ce înseamnă pedeapsa asta? Pedeapsa asta care ar trebui să meargă pe codul penal, cu pușcărie, să se aplice cu pușcărie, nu mai se aplică datorită faptului că noi suntem în judecători mediatori și transferăm anii de pușcărie, cum ar fi... În pedeapsă financiară. În pedeapsă financiară. Bravo, domnule. Auziți, dar vreau să văd, cea mai mare pedeapsă pe care ați dat-o, care a fost, domnule? A fost și de sute de mii de euro. A fost de zeci de mii de euro. Astea sunt pedepse. Sute de mii?
Am ajuns și la sute de mii. Mai poți? Mai poți? Așa mireasă, dar cum să stai cu rochia asta atâte ore? Ți-ai schimbat pantofii? Și ce mai bine cu ăștia? Ce mai bine cu ăștia? Eu am o ladă de zestre și nu pot să mă duc la mire cu mâna în... Puteți să-mi dați lanțul ăsta de la gât, că mi-a făcut cu ochiul pentru mire, rău de tot mi-a făcut cu ochiul lanțul ăsta. Vi-l fac cadou, nu e nicio mi-l problemă. Mi-l faceți cadou? Da. Să pun eu în lada mea, știți ce zic? Da. De la Bulibașa, soțul Mariei Câmpina. Un lanț de aur, cu tot cu cruciuliță. A, apropo... Aveți și ceva mărunțiși pe-n buzunar ca să fie treaba? N-am. Chiar că n-am. N-ave... Sunt la soția, e normal. La soție. Vă mulțumesc mult de tot. Vine mazi mu, vine psihi mu, sanamo, sanamo, na shubo, na 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 na, monumenti si yo sulexis, ti kanja mu megis kremsi, ki me restu verdane, ja zaga, ja gara, em na tru sagamo, ki ja pada edo, sti zoi su sto mirasu ja pada ego. Atena, în general, îi place foarte mult muzica grecească, turcească, asiatică, orientală, cum se spune. Da, într-adevăr, au lungit-o cam mult, că artiștii așteaptă și acum la rând ca să cânte. După atâta dans și veselie, e momentul de puțină pauză. Mă dor picioarele, dar cu toate astea nu uit să mulțumim Holiday Plus. Voia bună toată lumea să se distreze, să danseze. Să se simtă bine toți invitații. Asta. Prea mai invidias, ca familie frumoasă. Să trăiască canal meu, că ăsta e regele mea. Voi știți și toată lumea știe că la noi copiii este comoara noastră și toată viața noi muncim pentru ei și ei sunt, când spui la noi copiii, este tot, toată averea noastră, ei sunt și pentru ei muncim și pentru ei facem totul. A fost moment artistic, s-a ocupat soacra mare, Atena, împreună cu soțul ei.
a fost un dans oriental, dacă ai observat, niște dansatoare foarte frumoase, foarte frumos îmbrăcate, a fost un moment artistic frumos, deosebit. Afară-i vântul și ploaia, trăiască la Andreea Mantea, să vadă toată lumea, vino cu Andreea mea. Andreea strălucește, până Adrian îl iubește, să vadă toată lumea, Andreea mea, Andreea mea, Andreea mea. Rochia mamei este tot comandată din Dubai, special pentru ea, pentru că nu lipsea să nu fie așa, la așa mamă, așa roche frumoasă. Îi urăm Casa de Piatră Mirilor să fie sănătoși, să fie fericiți, să aibă copii mulți și le dorim sănătate și fericire toată viața lor. Laura, tu mergi des la nunt, corect? Corect. Dom'le, cum ți se pare nunta asta față de alte nunți? Deci foarte la modă, tot ce ține de, știu eu, mâncare, de... Da, bravo, meniu, am văzut meniu, 5 stele, băutură, 5 stele. Șampanie, acum așa se poartă, da. Deci acum am văzut și noi, se poartă stilul ăsta arabesc. Da, și la parfumuri mai nou. Și la parfumuri, și la ținute, și mâncare. Vin eu cu muzica. Gata, am nuntă de 10 stele. Și urmează și șampanie ca să închidem frumos. Frumos, să punem lăcățelul. Exact. Da, tu? Da. Când te vei mărita? Când te vei mărita, nu știu. Cam cum ai vrea să arate nunta? Te-ai gândit vreodată? Măi, o să fiu foarte sinceră. Să fie pe plajă, să fie. O să fiu foarte sinceră. Nu mi-am imaginat niciodată, probabil, cred că știi cum e cu legea atracției, că acum se vorbește foarte mult. Poate nici din cauza asta nu am nici la ora actuală un iubit sau gânduri de căsătorie. N-a apărut prințul. Nu a apărut prințul din Dubai. S-a rătăcit. Prințul din Dubai. Îl căutăm pe Facebook, pe undeva, îl așteptăm. Da. I-am urat să fie fericiți, să aibă casă de piatră, casă frumoasă, bogată, cu tot ce înseamnă iubire, fericire, mulțumire sufletească. Nuntă mare, renumerație mare, după buget cu Ane Fănică. Apropo, mulțumim Holiday Plus. De la Prințul și Narcis, 1500 de euro, trăiască să fie sănătoși. De la Stemambil și de la Deniro, Farcucinerica, 1000 de euro, dar la masă trăiască să fie sănătoși. De la Hobby, regele țiganilor, 1500 de euro. Este o tradiție, se strigă darul, dar ușor, ușor vom renunța și noi la acest obicei, pentru că este mai elegant, mai elegant așa, cu bani în plic. Nunta se apropie de sfârșit. Am avut de toate. Muzică, dansuri, șampanii și mâncăruri scumpe. Toate susținute de mulți bani. Firește, moneda a fost euro, ca să putem să-i numărăm mai ușor. Trăiască mirii și toată lumea pe lângă ei. Hai la mulți ani! Mulți ani trăiască.
pereche potrivită, atât fizic cât și ca și personalitate. Ea e frumusețea mea, frumusețea noastră ta. Casandra a fost de la bun început tăcută și sfioasă. Așa îi cere tradiția sau pe semne, așa o fi de felul ei. N-am reușit să aflăm asta. Cert este că ea își păstrează aceeași atitudine și când îi se ia voalul și îi se pune baticul. Semn că de acum este nevastă. Ce am prezis, așa a fost. I-am prezis că-i soarta lui, o să face o nuntă mare deosebită de petrecere frumoasă. I-am spus că în cariera lor o să aibă o armonie bună și să împacă bine. Așa a spus și la clienții mei care vine. Doamnelor și domnilor, și am ajuns și la momentul serii. Se strigă darul. Luptă între Bursuc și Andreea Mantea. Andreea, eu zic așa, am auzit că tu ai fost cumva înaintea mea și te-ai dus la mama regină să afli cine ce cum câștigă. Ai dat în cărți. Cine a ieșit, Andreea? Că n-a vrut doamna Maria să-mi spună. Să iasă cine? Unde? Să iasă câștigător când ți-a dat la cărți. Cine câștigă ediția asta? Că doamna Maria n-a vrut să-mi spună. Păi a zis așa. Oricât ai câștiga și orice ai face, eu îți fac un descântec și pierzi. Și atunci a zis să nu mă agit. Să nu te agiți? Să nu mă agit? Că n-are sens. Așa, doamna Maria? Bursuc a câștigat. Bravo, doamne, Bursuc a câștigat. Ia să vedem, stați să vedem. Băi, Mantă, uite, nunta asta încep eu cu ce am adunat. Ascultă-mă puțin, eu nici nu vreau să zic ce am luat. Îți spun cât se poate de sincer. Tu vreodată în viața asta ai putea să te pui cu așa ceva? Băi, că zic eu, una te leagă, una te dezleagă, una te leagă, una te dezleagă, una te leagă, una te dezleagă. Bursucu nebunu! Hai să încep, uite, încep eu. Având în vedere că Bursucu este cu Mirele, țin cu Bursucu, pentru că eu sunt din partea Mirelui. Dar hai să țin și cu Andreea așa, jumate-jumate. Andreea, astăzi, după lungi căutări și așteptări, o tavă de 3 kg de aur, un lanț de jumătate de kilogram de aur cu rubin, băgată la cuptor, perne, pături și lenjerii. Din alea care mănâncă? Nu, mătase de la doamna Maria. Am mai luat 1500 de euro de la soacra mare, 500 de euro de la Sunita, 500 de euro de la Sultana, 2000 de euro de la Ricard, 50 de euro de la un băiețel pe aici, 50 de lire, a dat și el pac să fie bine, 500 de euro de la Prințu, un lanț de jumătate de kilogram de aur de la judecătorul șef, de la Bulibașa, soțul doamnei Maria Câmpina, să-i dea Dumnezeu sănătate, sărbura! Andreea, acum să te auzi și pe tine, te rog. N-are sens, că mi-e frică. Zi, dragă, ce-o fi? N-am luat nimic. Nu? Păi atunci să spune ce-am mai luat. Că mai luat, Mantea. De la socru mare. Cu mânuțele sus, de la socru mare. Și de la soacra mare. Un jeep! Băi, nu pleca, mă, băi. Eu ți-am băi, zis. Mantea, nu mă... Eu ți-am zis. E normal, mă, că a plecat, pentru că n-ai câștigat nimic, mă. Dar nu mi-a dat nimic nici el. Deci am mai luat și o mașină. Tu ce ai mai luat? Nimic. Am zis ce ai luat, mă. N-auzi că nimic. Uite, mireasa tristă, trebuie să fi obținut știu ceva, măcar. Îi trece. N-am luat nimic. Un ban ceva, un leu, un euro. Mă, joamă, râtă. Bine, mă, atunci eu spun. Eu mai spun. Uite, în afară de mașină, să știți că am mai obținut tot de la socru mare și o casă, bă, băiatule, bă! Să-i tragi cu bine, bă! E bine, da? Și fii atent aici ca să terminăm cum trebuie. M-am îndreptat către regină. A spus așa. Nepoate, câți copii ți-a spus regina că trebuie să faci? 4 copii.
4 copii. 2. Două fete și doi băieți. Două fete și doi băieți. Și regina a spus așa: după ce lucrează în apartamentul pe care i-l-a dat tata la copii și face cei 4 copii, vă luați copiii și vă mutați în palat. E palatul vostru, băi! Asta e! Păi de ce regina a dat doar 4 copii când ea a făcut 9? A zis minim 4. 2 băieți și 2 fete. Hai de mine, micșorează din am supărat. Cât? Eu vreau nepoți foarte mulți. Câți? Eu nu vreau decât vreo 11 nepoți. Atât. Ce? Doamne, 11 copii! 11 copii! Doamnelor și domnilor, acestea fi spuse, câștigătorul e clar. Cine a câștigat? Bursuc a câștigat pentru că a primit daruri normale de la fetele mele, de la mine, corect. Le-am dat darurile, el le-a primit, le-a scris, l-a înregistrat și gata. Fii atentă ce ți-am luat eu. Dar să nu spui la nimeni, la nimeni, la nimeni, nu de alta. Dar ne face un descântec și nu e bine. Să ai grijă de tine, ai un păr foarte frumos. Asta a fost tot? Practic, ce a luat rămâne doar pe camera de la vedere. Noi, campionii, ne retragem în glorie. Oleo, doamna Maria! Vreau să vă mulțumesc pentru tot. Vreau să vă mulțumesc pentru tot, sărmâna. A fost o nuntă extraordinară, sărmâna. M-am simțit minunat. Ne-am simțit cu toții minunat. Vă mulțumim că ne-ați primit. Mulți nepoți și să ne chemați și la botez, doamne. Vă pup, să rămână. O seară bună, distracție plăcută, pa! Au! Campioni! 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 Hop, hop, hop! Hai, ceau, v-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare!